Italia revine ușor la normalitate. De săptămâna viitoare, o parte dintre restricții vor fi relaxate, așa că italienii vor putea merge din nou la restaurant sau vor putea călători în mai multe zone ale peninsulei care până acum erau restricționate. Din luna mai ar putea să se redeschidă și piscinele în aer liber. Din 26 aprilie, adică de săptămâna viitoare, Italia va relaxa o parte din restricții. De asemenea, acesta a mai spus că începând cu 26 aprilie, italienii pot călători între regiuni, incluse în scenariul galben. Decizia guvernului italian reprezintă o mică accelerare după ce, în timpul unui consiliu de miniștri anterior, la sfârșitul lunii martie, executivul era decis să anuleze orice zonă galbenă în Italia până la 30 aprilie, indiferent de situația epidemiologică predominantă în diverse regiuni. Proiectul de redeschidere progresivă a activității aici în Italia se bazează pe doi piloni, și anume menținerea distanțării fizice și, evident, a portului măștii, precum și accelerarea campaniei de vaccinare. Roberto Speranza, ministrul Sănătății, a precizat la rândul său că începând cu 15 mai programează redeschiderea piscinelor în aer liber, a sălilor de sport din 1 iunie, iar organizarea târgurilor și expozițiilor comerciale începând cu 1 iulie. Perché il problema è mantenere delle precauzioni che sono importanti, perché altrimenti noi in Italia abbiamo avuto il caso della Sardegna che era diventata regione bianca, cioè libera dal Covid, ha riaperto e a quel punto è tornata regione rossa. Spero che ci sia un po' più di movimento, che arrivino di nuovo le persone, i turisti, e che si possa tornare piano piano, gradualmente alla normalità. Bisogna vaccinarci tutti, l'unica salvezza è arrivare a giugno, luglio, speriamo, ad avere almeno il 70%, 80% di popolazione vaccinata. Prima TV, Dan Boanță.